Cornel Răsmeriță, fostul primar PSD al municipiului Lupeni în perioada 2000-2016, a murit pe 5 mai 2024 în prima zi de Paște. Este cunoscut faptul că în ultimii ani fostul edil a suferit de mai multe afecțiuni. Colegii din PSD îl descriu drept un pilon al partidului, un politician care a condus orașul Lupeni vreme de 4 mandate, timp în care a reușit să pună bazele unor proiecte importante de dezvoltare. În plan politic, Cornel Răsmeriță a reușit să construiască la Lupeni una dintre cele mai puternice organizații politice din Valea Jiului, organizație văzută drept una dintre cele mai performante din România. Pentru activitatea sa în administrația locală, în 2012, Cornel Răsmeriță a fost distins cu Ordinul Național pentru Merit în grad de cavaler conferit prin decret prezidențial. Starea sănătății sale a început să se degradeze încă din anul 2015 pe fondul mai multor probleme cardiace. În 2016 a renunțat la primărie, iar 2 ani mai târziu, în 2018, s-a retras din toate activitățile publice, dedicându-se familiei. Problemele de sănătate, deși s-au mai ameliorat, nu au mai dispărut însă niciodată. Astfel, duminică, 5 mai, la aproape 70 de ani, inima sa a încetat să mai bată. Cornel Răsmeriță a murit chiar în duminica Paștelui. Fostul primar are 2 fii, Cristian și Lucian, care i-au urmat în politică și administrație. Dumnezeu să-l odihnească în pace.